Și din nou în fața voastră, astăzi am energie, se vede că am început săptămâna cu bine, chiar dacă am fugit muncă-casă. Acum am venit de tot acasă și nu mai plec, am mers să fac un pic de curățenie, așa cum am obișnuit, da? V-am spus că sunt o fire foarte energică și nu-mi place să stau. Și facem din nou pentru voi o purificare. Am niște lapte pe masă, voi pune niște soluții în lapte, da? Niște colorant, nu este o soluție. Și voi face pentru voi, bineînțeles, o minunată lectură. Iubesc această metodă, o ador. Este ceva foarte, foarte frumos din punctul meu de vedere. Am pus și aceste lumânări aici. Voi trage aici farfuria de lapte. Voi pune lumânarea neagră și lumânarea albă aici. Sper să se vadă într-un mod sau altul, da? Și bineînțeles că voi începe, stați că le pun așa să se vadă mai bine, da? Și bineînțeles voi începe descântecul meu. Schimb spiritele de lumină, care vrea să vină să mă ajute în această minunată tehnică, da? Chem îngerii luminii în numele lui Dumnezeu și a tuturor spiritelor, în numele lui Dumnezeu și a luminii. Depărtez de voi, de mine, toate blestemele, toate vrăjile, toate farmecele, din inima voastră, din soarta voastră, din gândurile voastre și ale mele, iar cei care vor încerca să ne facă vreun blestem sau vreo vrajă, să sufere de vraja și de blestemul care ei încearcă să-l facă asupra noastră, da? Fie că aceste lumânări să fie lumânările lor, fie că această ardere să fie arderea lor, fie ca necazul, durerea, lacrimile și tristețea care ei încearcă să ne-o facă nouă să se întoarcă împotriva lor înzecit. Amin. Da? Simplu. Și acum, după ce am descântat această chestie, voi face o metodă simplă, da? Voi turna un pic de colorant aici, îl vedeți? S-a făcut culoarea asta, da? Laptele. Îl vedeți cum s-a făcut. S-a făcut o culoare superbă, galbenă, așa, da? Ce voi face eu acum, da? Eu acum voi încerca să vedem dacă reușesc, da? Cu bagheta mea să îl despart. Bravo, superb. Și bineînțeles că voi încerca să citesc, da? Ce s-a format acolo. Uitați-vă cum se face. Și ce se formează? Pentru unii dintre voi, dragii mei, să știți că aveți farmece făcute la capul mortului. Se vede clar legătura care este asupra voastră. Uitați și aici, se vede fain frumos cum se duce înapoi în jos. Este ceva făcut de rău, da? Asupra voastră, din cauza asta nu vă căsătoriți, din cauza asta nu aveți liniște. La unii vi s-a făcut la drumuri lungi, da? Farmecele sunt făcute la drumuri lungi ca voi să nu mai puteți să aveți drum de întoarcere acasă la familia voastră. Haideți să vedem ce ne mai arată. Nu se mai face nimic. S-a mai format ceva. Aici mie îmi arată căci, cum se numește, se va dezlega un farmec care a fost aruncat pe apă, da? Pentru unii dintre voi, se va dezlega un farmec care a fost aruncat pe apă. Voi încerca să mai fac, vom băga din nou și vom încerca să separăm. Hai să vedem. Bravissima. Ce vă arată aici? Ce vă arată? Păi ce să vă arate? Aici vă arată pești, da? Veți avea noroc de bani. Uitați inițiala A cum s-a format, inițiala V cum s-a format, inițiala L. Vă veți dezlega, uitați ce frumos se formează, da? Vă veți dezlega de farmece, veți avea un mare noroc. Aici aveți steaua succesului, mulți dintre voi. Uitați-o ce frumoasă. Veți avea noroc, veți avea pomul, cum se numește, pomul dragostei care va fi în viața voastră, va apărea o nouă dragoste. Bineînțeles că
se va îndepărta de voi această urâtă caracatiță la unii dintre voi, în special persoane cu inițiala de U, se va îndepărta de voi această caracatiță rea care este asupra voastră. De un ecaz care voi l-aveți asupra voastră, se va îndepărta de voi. Va apare o găină, un cocoșel și este foarte bine, veți avea un noroc de bani, da? Mai ales cei care sunteți în zodia Taur, îmi apare un Taur, veți face drumuri scurte și veți avea noroc, da? Să știți că eu sunt autentic în ceea ce fac, nu copiu pe nimeni, ați văzut, ceea ce fac eu nu prea cred că mai face cineva de pe YouTube și nici nu mă interesează, nu fac chestia asta doar ca să demonstrez că cine sunt eu. Vis-a-vis la persoanele care spune că copie, o să mă transform într-o zi într-o maimuță și poate dacă mă copiați voi, faceți și voi ca mine, exact ca maimuța, da? Pentru că maimuțele copie una pe alta. Eu nu sunt maimuță, dar dacă vreți mă voi transforma direct într-o maimuță și voi sta și cu curul în sus și n-aveți decât să mă pupați în cur ca să spuneți că vă copiu eu pe voi. Eu nu vă copiu pe niciuna dintre voi care sunteți aici. Eu îmi fac meseria mea așa cum vreau eu și cum consider eu, fără ca să copăi pe nimeni. Cositorul știu să-l fac de la bunica mea. Și nu mă interesează cine care cum face cositoare și ce face, fiecare să facă cum face, da? Așa că voi vedeți că eu vă vin mereu cu ceva nou, cu ceva ritualuri noi, metode noi, așa că eu nu copiu pe nimeni, da? Aveți peștișori, veți avea bani cât de repede, da? Aici se arată și ați văzut și descântecul cum l-am făcut. Așa că vis-a-vis la matrahuca care zice că o copii, n-ai decât să stai să dormi și să învârți în cositorul tău până îți vine acru oul ăla să-l învârți, cositorul să-l învârți până îți cade jegul de sub unghii, da? Hai să mai vedem ce se mai arată. Lăsăm să se formeze un pic. Veți avea o realizare unii dintre voi într-un punct. Veți avea o realizare la casele voastre, foarte frumos. Veți avea o casă, ia uitați ce frumos s-a transformat în casă, da? Veți avea o casă. Veți avea bucurii la casele voastre, mulți dintre voi veți reuși să vă cumpărați o casă anul ăsta până la sfârșitul anului sau să întreprindeți ceva. Veți scăpa de un șarpe, de un balaur, de o nenorocire, veți scăpa de ceva farmece, da? În special persoane care aveți o inițială de A. Deci veți scăpa de niște chestii urâte, da? Eu am baghetele mele magice, am lucrurile mele care eu le folosesc și niciodată n-ai să ajungi la valoarea mea tu, da? Mai ai mult de stat pe burtă, ia uitați paharul, ce frumos s-a făcut paharul, da? O să sărbătoriți ceva, o să închinați ceva, ăsta este un pahar frumos, un pahar al abundanței pentru mulți dintre voi, vedeți ce frumos s-a făcut? Și o să sărbătoriți ceva, dragii mei, da? Cât de repede va veni o realizare către voi, vor să veți scăpa de nori negri. Aici aveți un scorpion rău care se îndepărtează de voi, da? Un dușman rău, uitați, scorpionul se și vede, care se îndepărtează de voi. Aveți o lumânare, credința este cu voi, da? Și aveți o bucurie. O bucurie cât de repede se întâmplă o bucurie în viețile voastre. Vedeți cum pun eu bagheta, cum dispare și nu are bagheta nimica pe ea, vedeți? Este simplă. Deci, sunt lucruri care se fac și cine știe să le facă și le ține, le are bine. Cine nu, să stea să învârte până îi vine acru, atâta o să învârte până îi se învârte creierii în cap. Da, dragii mei, să vedem ce vă mai iese, ce vă mai iese. Hai să vedem, ia uitați ce frumos se poate face. Ați văzut lapte, un păun foarte frumos, veți avea un mare, mare noroc, dragii mei, mulți dintre voi. Și se va dezlega de voi un farme care a fost făcut cu animale, da? Aici este o găină moartă, s-a făcut cu această găină moartă, se dezleagă răul care a fost făcut în 3 puncte, care înseamnă 3 zile, 3 săptămâni, 3 luni, făcute de persoane rele care v-au dat să mâncați sau poate că v-a adus carne de găină și era infestată cu farmece, bineînțeles, pe toate mâncărurile care voi le mâncați să faceți semnul crucii, bine? Faceți semnul crucii, dragii mei, și o să dispară tot pentru că părintele Arsenie Boca, să nu uităm că peste tot el făcea semnul crucii și apa otrăvită și mâncarea otrăvită și toate dispăreau, da? Haideți să vedem ce se formează din această chestie, da?
Să vedem. O pungă se formează. Aici ați avut persoane care au fost luate, persoane, uitați și cu C, s-a format un C, s-a format un V, persoane care ați avut sporul banului luat și care v-ați revenit, da? Și care o să vă reveniți încet, încet, o să plece de la voi această umbră urâtă, spiritele negative vor pleca, se vor îndepărta, așa cum bag eu bagheta și pleacă și se îndepărtează, da? Așa se vor îndepărta aceste rele de voi. Un 4 foarte mare care vă cade o reușită în 4 puncte, 4 zile, 4 săptămâni, 4. Feriți-vă de o persoană cu inițiala de E care vrea să vă arunce ceva în casă. Dacă aveți o prietenă cu părul lung ondulat până la umeri, feriți-vă, dragii mei, de această persoană, pentru că această persoană nu face altceva decât să vină să vă arunce ceva în casă și să vi se întâmple tot felul de evenimente urâte, să vă rupeți picioare sau mai știu ce, da? Ce să vă zic, drumuri cu reușite vă cade, da? O să aveți o protecție cât de repede la casa voastră, vă vine cineva cu protecție și uitați cum se îndepărtează energiile negative de voi. Da, hai să mesticăm un pic să vedem ce se formează, da? Poate totuși se mai formează ceva. O inimă, ați văzut ce frumos, da? A ieșit, da? Din acea inimă. Ia, să vedem, să mai mesticăm un pic și cu bețișorul ăsta și să băgăm bagheta magică. Hai să vedem, se mai face ceva, nu se mai face că s-a amestecat. Mai facem o formă, să vedem ce ne iese. Ia uitați cât de frumos, da? Păi ce să iese, dragii mei? Trei persoane, ia uitați că s-o și despărțit acolo, care moare de invidie pe voi, pe reușitele voastre. Sunteți plecați în țară străină, mulți dintre voi, da? Și aveți reușite și chiar și din neamuri aveți probleme. S-a format un clește, cineva încearcă să vă acapareze bunurile voastre sau să vă acapareze ceva. S-a format o pernă, nu aveți liniște, nu aveți somn, asta este perna. Asta este o mână de clește, asta este perna. De a lua cineva somn, aici este un clește, da? Și aici este o față. Ia uite, o față de un bărbat foarte urât, da? O față de un bărbat urât. Să vedem ce se formează. Ia uitați ce frumoasă păsărică, vedeți? Veți primi vești frumoase, frumoase. Asta este o păsărică minunată. Veți primi vești de dragoste, vești frumoase, da? Bineînțeles că, iarăși, aici este un melc. Lucrurile merg încet, da? Deci este un melc, lucrurile merg încet. Aici, bineînțeles, că este jumate de aripă de înger. Aveți o protecție. Iar ăsta este un melc care își car casa. Și asta este o păsărică minunată, da? Și aici aveți un semn de întrebare. Multe lucruri care încă nu le știți. Da? Este cald, dragii mei. Este foarte cald aici. Un șobolan, atenție mărită cu problemele care le aveți, da? Să nu aveți pierdere, să nu aveți pagubă, să nu aveți șobolanul, este aducător de pierderi, da? De asemenea, vă apare o floare frumoasă, veți înflori, viața voastră va înflori, ceva se va întâmpla în bine, da? Și, dragii mei, veți avea parte de reușite, mulți dintre voi, de izbândă și de reușite, da? Toate relele să plece, să rămână numai bine, da? Și să vină spiritele luminii, să vină să vă ajute pe voi toți cei care v-ați uitat aici, da? Să vi se îndeplinească toate dorințele, așa cum ard aceste lumânări de repede, așa să ardă răul, farmecele și blestemele care sunt căzute asupra voastră, asupra mea, asupra voastră. Și dușmanii voștri să se topească cum se topește ceara de la această lumânare, așa cum această lumânare neagră s-o stins, așa să li se stingă lor toate acțiunile lor, da? Să nu mai aibă parte nici de liniște, nici de pace, nici de înțelegere la casa lor, da? Și aceste lumânări să fie lumânările lor, arderea lor, suferința lor, necazul lor, durerea lor, da? Având în vedere faptul că eu sunt cu energie, uite, vi se va îndeplini dorința aici, fain frumos, de căsătorie. Vedeți că încă nu mă, tot îmi vine să zic, dorința de căsătorie vi se va îndeplini aici. Dușmanii nu mai au putere, nu mai au forță, doar bodogăne din gură, mănâncă căcat din gură și rămâne cu căcatul mâncat pe pâine, da? Și așa e cald și trag și muștele, da? Nu mai au putere, dragii mei, poate să facă ei ce au face, numai dacă apelează cine știe unde, dar nici atunci, pentru că voi sunteți sub o mare protecție și să știți că iarăși vreau să fac slujbe puternice la aer,
Ierusalim. Iarăși, deci după ce voi face acel minunat ritual care eu vreau să-l fac în natură, pentru că v-am zis că trebuie să ne conectăm cu natura, apă, foc, aer, da? Ca să se prindă ritualurile, da? După ce voi face minunatul ritual în natură, dragii mei, lângă apă curgătoare și va fi făcut noaptea, da? Care va avea un mare, mare efect. Și asupra voastră, tuturor celor care lăsați scris, bineînțeles, purificare de dragoste, de cununii, da? Am procurat și verghete, care le voi da drumul pe apă, bineînțeles, pentru a se duce tot rău de pe cununia voastră și de pe destinul vostru. Voi trimite și la Ierusalim, bineînțeles, voi trimite la Ierusalim din nou slujbe pentru toți cei care aveți probleme grave de sănătate, începând de la cancere, boli grave pentru copiii voștri, pentru familia voastră, toți cei care aveți suferință pe sănătate. Este foarte important, pentru că, dragii mei, dacă nu avem sănătate, nu avem absolut nimic. Și este foarte important să fie și sănătate fizică și mentală, pentru că este foarte rău să fii paranoia. Oamenii care sunt paranoia, dragii mei, au foarte mari probleme de personalitate, da? Paranoismul este o boală care spune, nu, tu ești vinovat, eu n-am nicio vină, când colo el sau ea este cea mai vinovată, dar nu se văd. Oamenii care sunt paranoia nu-i poți ajuta, pentru că suferă de egocentrism, suferă de mania frumuseții, li se pare că ei sunt cei mai importanți de pe fața pământului, se învârte totul în jurul lor. Am avut o clientă paranoia, nu vreau să o critic, dar această femeie, toată lumea era vinovată, numai ea nu era vinovată, ea nu făcu nimic, ea, i-a distrus viața la fica ei și nu vroia să recunoască, nu, eu nu sunt vinovată, că ea s-a dus pe drumuri greșite, dar o bodogânea de dimineața până seara la cap, nu este de judecat, este o boală, dragii mei. Cine suferă de paranoism face pe victima, da? Vai de mine, eu am probleme, nu știu ce, uite, lumea îmi face mie rău și eu n-am făcut nimic, dacă încolo ei provoacă, ei fac să fie, cum să zic eu, cei din jur, cum se zice, ei provoacă prima dată, ei atacă, ei vorbesc ce nu trebuie și după aia li se pare că în momentul în care ei sunt atacați, li se pare că ei au, cum se numește, au făcut ceva ce n-au făcut, adică ei n-au făcut nimic. Ei sunt cei mai deștepți, după ei se învârte pământul și așa mai departe. Feriți-vă de asemenea persoane, nu este vina lor, nu vor să meargă să se trateze pentru că li se pare că ei n-au nicio problemă. De dacă s-ar duce la un doctor expert, toți avem ceva dezechilibră psihice, nu există om să n-aibă o problemă, măcar o dată în viață să fi intrat într-o depresie, da? Dar paranoismul este o boală a fanatiștilor. Paranoismul este o boală a celor care vor puterea pe tron, cum este Matracuca, care tot mâncă căca din gură de mine și nu se oprește, da? Și care învârte acolo în cositoare și nouă, cu gândul că mi se va întâmpla ceva mie, nu mi se va întâmpla nimic niciodată. Să nu uiți lucrul ăsta, ți se va întâmpla ție, că deja ți s-a întâmplat și ți se mai întâmplă. Și stai cu minte că știi cum se zice, fiecare pasăre pe limba ei piere. Așa că, dragii mei, stați atenți la paranoiștii ăștia, care sunt fixiși și care au mania, mama mia, cine mi-s eu, cel mai frumos din lume, cel mai deștept și când colo ei sunt varză total, da? Stați atenți și feriți-vă de oameni de genul ăsta cu influență negativă, care nu face altceva decât să vă deie energie negativă. Dar dacă voi sunteți bine cu voi înșivă și aveți scutul protecției, da, și faceți rugăciuni și psalm și sunteți fără frică, pentru că v-am zis, prima armă a dușmanului frica. Dacă ăla te-o lua cu blesteme și te-o amenința și ție ți este frică, s-o prins. Dar dacă tu râzi, eu pur și simplu râd de nu mai pot, atunci se întoarce totul înapoi. Da? Nu uitați, fiți pozitiv și râdeți. Eu mă distrez și mă piși pe mine de râs când o au pe aia sau pe altcineva că zice de mine nu știu ce. Pe mine mă distrează, eu chiar nu mă enervez. Eu râd, pentru că eu sunt o fire care sunt foarte pozitivă, da? Bineînțeles, când mă enervez am și eu nervii mei, categoria 5, uraganul 5. Să te ferească Dumnezeu să stai în calea mea când sunt nervoasă ca pe ți-le iei de n-ai văzut din alea, pentru că sunt o fire care îs mai așa, da? Dar nu... Cum să vă zic, fiecare avem anumite protecții, dar ca să nu te oprești tu din mâncat căcat din gură, asta înseamnă că chiar ai o problemă, da? Așa că, dragii mei, v-am arătat și această minunată metodă cu laptele,
această lectură în lapte și în soluție de casă, în colorant de casă și așa mai departe. Vă pup și vă îmbrățișez, vă țin în rugăciunile mele și nu uitați că vă voi trimite și la Ierusalim, da? Pe toți cei care aveți probleme grave de sănătate. Vă pup și vă îmbrățișez și nu mai aplecați urechea la toți oamenii răi, lăsați-i să vorbească că pe limba lor vor piere, lăsați-i în răutatea lor că e mai bine așa. V-am pupat!